Virozele, gripa și COVID-ul lovesc în continuare tot mai mulți olteni. Copii și adulți ajung la spital cu forme severe de boală sau primesc tratament acasă, în funcție de starea lor de sănătate. Astăzi, secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina este plină de copii cu viroze sau gripă. La spitalul din Slatina astăzi avem un efectiv de 7 pacienți pozitivi COVID pe secția de boli infecțioase și 5 pozitivi COVID în secția de terapie intensivă, adică cazuri mai grave. De asemenea, la copii avem 11 copii cu gripă și 22 de copii cu infecții respiratorii sezoniere. La cabinetele medicilor de familie este în continuare aglomerat. Peste 50 de copii ajung zilnic numai la un singur medic de familie din Slatina. Sunt în jur de 50-60 de prezentări la cabinet în fiecare zi. Majoritatea pacienților sunt cu vireze respiratorii. Uneori sunt și diagnosticați cu gripă în urma unui test rapid. Tratamentele sunt doar simptomatice deocamdată, mai rare cazurile care ajung acum la antibiotic. Iar în timp ce valul de îmbolnăviri continuă să crească, problema lipsei medicamentelor rămâne aceeași. Este în creștere numărul față de săptămânile trecute, având în vedere că școala a început și uneori, de cele mai multe ori, pacienții nu ascultă și merg în colectivitate. Potrivit DSP Olt, în ultima săptămână în județ au fost înregistrate peste 1000 de cazuri de infecții respiratorii, gripă și COVID. În ultima săptămână a lunii ianuarie 2023, la nivelul județelor s-au înregistrat 854 de cazuri de infecții respiratorii acute cu 66 de internări, 380 de cazuri de pneumonii cu 88 de internări și 5 cazuri de gripă. Cadrele medicale fac în continuare apel la oameni să respecte măsurile de protecție individuală, să evite persoanele bolnave, iar la primele semne de boală să se prezinte la medic. Automedicația nu este bună, este mesajul medicilor specialiști.